Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Sport Arena. În această seară vom vorbi despre fotbal, atât despre echipa Dunărea Giurgiu, cât și despre Astra Giurgiu, alături de invitații mei de seamă, domnul Narcis Coman, mare reporter, nu mai e nevoie de prezentări, și vicepreședintele clubului Dunărea Giurgiu, Daniel Ignat. Bună seara și bine ați revenit în platoul Sport Arena! Sunteți oaspeți care ați venit mai des la mine în emisiune și mă bucur că ne-am revăzut după o scurtă vacanță. Cu mare drag de fiecare dată. Și mi îmi pare bine că ne revedem. Știm că după meciurile amicale din această pauză competițională a Ligii a IV-a, acum ne aflăm pe ultima sută de metri înaintea începerii campionatului, care va avea loc pe 5 septembrie. Vă rog să ne spuneți cum a fost această pauză competițională pentru echipa Dunărea Giurgiu și cu cine ați disputat aceste meciuri amicale. Că am văzut că au fost destule meciuri amicale, chiar și antrenamente oficiale între... Așa este, într-adevăr. Poate a fost cea mai lungă vară, dacă pot să-mi exprim așa, de când s-a înființat Dunărea Giurgiu, cel puțin pe segmentul fotbal mă refer acum. A fost o vară plină de evenimente. Încercăm să constituim o echipă nouă, de valoare, de data aceasta. Au fost foarte mulți sportivi în pregătire, atât juniori cât și seniori. Acum, și cu cine au fost de disputate aceste meciuri? Am văzut că am avut o colaborare bună și cu bulgarii. Da, într-adevăr, am avut foarte multe meciuri amicale și de data acestea cu echipe mult mai titrate și mai valoroase decât ce am disputat până în prezent. Am avut o colaborare foarte bună cu cei de la Ruse, cu echipa a doua a celor de la Ruse, Marinsan. Au venit ei de două ori la noi, ne-am dus și noi odată la ei cu echipa de seniori. Meciuri, așa cum v-am spus, foarte, foarte bune, la nivel ridicat de valoare. Și cum i-ați simțit pe jucătorii dumneavoastră de la Dunărea în această perioadă, în aceste meciuri amicale? Jucătorii de la Dunărea s-au comportat destul de bine, onorabil spun eu, chiar... chiar dacă aceste meciuri au fost în prima perioadă a constituirii echipei, adică nu era omogen ca și lot, abia veniseră unii dintre ei la chiar vorbeați de această omogenitate a echipei. Am înțeles că s-au făcut multe achiziții noi la Dunărea Giurgiu, deci de asta vorbiți și da, cam da, câți au fost, că am înțeles că e un număr numeros de jucători. Păi avem 12 transferuri față de sezonul precedent, plus juniorii care avem și 2-3 juniori care au intrat în vederile antrenorului pentru echipa mare, care au și jucat în teren la aceste meciuri amicale, au prins minute, cum să spunem, fotbal, și au confirmat. Adică rămân în lot pentru meciurile de Liga 4, de Liga care 4. Le vom discuta. Și de la ce echipe au venit acești jucători? Au venit mai mult, adică sunt jucători care au mai evoluat și pe la echipe din seria noastră și de la București. Sunt jucători care au venit de la Vedea, de la Spicu Izvoru, de la Călugăreni. Și cei de la București? Cei de la București stau la minge sau sunt vor veni doar la antrenamente și meciuri? Vin atât la antrenamente cât și evident vor veni și la au meciuri. Putut veni sau au fost de acord să vină la echipă fără niște pretenții, poate financiare sau alte. Vedeți dumneavoastră, la Dunărea în momentul acesta s-a constituit o echipă. Spunem noi, dacă putem spune la Liga 4 de profesioniști, încercăm cel puțin să devenim profesioniști, să lucrăm profesioniști și în primul rând, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, la precedentele emisiuni la care am participat, v-am spus că un jucător nu crede atât de tare la Liga 4 în valoarea banului, cât în valoarea proiectului. Lor li s-a prezentat un proiect, am pornit la drum cu un antrenor nou, domnul George Șanț Mare, un binecunoscut fotbalist al Giurgiului.
da? Care dă dovadă de seriozitate, antrenamentele sunt foarte plăcute, toată lumea a venit cu drag, toată lumea, este o atmosferă foarte bună la echipă în acest moment. Deci am înțeles că s-a schimbat antrenorul. Da, da. Față din sezonul 2. Da, da. De fapt, Șans Mare a fost un băiat foarte serios și când era jucător, jucat stopăr la Dunărea Giurgiu, un băiat serios, un băiat bine pus la punct și cu facultatea făcută și carnet de antrenor și s-a adaptat foarte repede cu condițiile de la noi, de la club. Echipa am văzut-o și eu de câteva ori unde mi-a plăcut mie cel mai mult în meciul cu bulgarii. Două jocuri la noi acasă, primul joc cam timidă echipa, iar în al doilea joc mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult când am învins 4-1, am 4-1 sau, da. O echipă foarte solidă, Rusia asta, foarte solidă și a avut un portar excelent care a apărat. Acum noi sperăm campionatul care începe să nu mai stăm pe la mijlocul clasamentului, că e rușinos, să mergem să ne batem, să ieșim cap de serie. Doamne ajută! Și să ajungem și la promovare. Cred. Acolo, da? Acolo, acolo să ajungem și după aceea vom vedea. Adică să fim cap de serie, vedem barajul și o fi tot. În orice caz, este mult mai multă seriozitate, mult mai multă ambiție la jucători, mult mai multă dăruire din partea conducerii, ceea ce este foarte bine, iar jucătorii sunt foarte ascultători și disciplinați. Disciplinați, nu ies din cuvântul antrenorilor și cam e bine până acum. Până acum e bine, da. Vedem când începe campionatul sâmbătă, să începem cu dreptul și... Ați zis de un proiect al clubului, deci sportivii nu tind neapărat către aceste sume sau niște drepturi financiare, cât se pliază și ei la acest drum în campionat, fiind alături proiectului dumneavoastră, cel al Dunării Giurgiu. Puteți să ne spuneți ce vizați în noul an? Da. Competițional 2015-2016, noul an de campionat. Sigur că da, vă dați seama, vedeți la ce nivel, mă refer aici la bani, la remunerații, s-a ajuns și la Liga 1. Odată ce evoluezi la Liga 4, mai există o singură ligă, Liga 5, deja e greu să te gândești la bani. Părerea noastră, asta, de asta am și implementat, încercăm să implementăm acest proiect. În primul și în primul rând, trebuie să dovedim că avem o valoare. Jucătorii, ca și anul trecut, să știți că media de vârstă nu este foarte mare, adică am căutat să aducem jucători și de valoare, dar nici foarte bătrâni. Aceeași, care ar fi media de vârstă? Undeva la 24-25 de ani, maxim, zic. Atunci unde puteți spune că sunt jucători foarte tineri. Pentru și... Liga 4 garantez că este o medie de vârstă foarte, foarte bună. Unde joacă numai majoritatea sunt trecuți de 30 de ani. Și în acest context, acești jucători care încă vor să dovedească că sunt fotbaliști, trebuie să alăture unui proiect al unui club, zic eu, de oraș, un club care se respectă și care, de-a lungul timpului, știți prea bine, a dat jucători de valoare, Liga 1, echipă națională și așa mai departe. E greu să fii evidențiat sau să fii urmărit atunci când mergi la o echipă și singurul antrenament constă în jocul efectiv din ziua etapei și te mai întâlnești cu antrenamentul după o săptămână la următorul meci. Aici la Dunărea Giurgiu nu se pune problema de astfel de antrenament, adică o dată pe săptămână. Nu. Tocmai asta e proiectul. Mulți au venit și au spus, domne, e bine, încă după această vară mă simt, parcă am renăscut. Deci în urma antrenamentelor, această pauză competițională, da. Ați continuat antrenamentele în fiecare zi? Da, sigur. N-a fost pauză decât două săptămâni, ceva de genul, la echipa mare. Pentru că de asta v-am și spus, proiectul nu puteam să-l desfășurăm într-o lună de zile. Da.
efectiv selecția ați făcut-o aducându-i la stadion și văzându-i efectiv în joc. Efectiv, antrenamente și joc, antrenamente și joc. De astea au fost și atât de multe meciuri de pregătire, meciuri amicale, pentru că cel mai bine îți dai seama de valoarea jucătorului când îl vezi în teren. Așa, la antrenament poate să alerge, poate să aibă niște calități fizice extraordinare, iar când intră în teren, sigur, să nu confirme. Și de asta am susținut foarte multe meciuri amicale, în care echipa a tot fost rulată pe diferite posturi, au fost încercați jucători, n-au jucat numai pe acel post, au fost jucați și pe alte posturi să vedem exact care avem, unde se integrează. Avem un lot de 22 de fotbaliști, nu prea s-a întâmplat la Dunărean în precedentele două campionate să avem așa un lot, dubluri pe posturi, valori apropiate. Mizăm foarte mult pe valoarea grupului, nu neapărat pe individualități, că așa în sporturile de echipă, zic eu că acolo este și câștigul. Și i-a simțit că s-au integrat în noua echipă, în noul grup? Da, s-au integrat, așa cum v-am spus și mai devreme, este o stare foarte bună la echipă, toate antrenamentele se desfășoară cu zâmbetul pe buze, chiar dacă domnul Narcis Coman poate să spună mai bine ce înseamnă pauza precompetițională ca și antrenament. Nu, da, sunt chiar ușoare. Nu sunt chiar ușoare, dar totuși mai bine și din experiența lui. Exact. Dar totuși se desfășoară cu zâmbetul pe buze. Vrei, nu vrei, trebuie să și zâmbești, muncești cu dracu, s-ar spune. Dar problema este că la antrenamente au venit foarte mulți jucători, au făcut prezența foarte mulți jucători, s-au pregătit. Se vede dorința lor de a fi, de a câștiga un loc în echipă, și asta e foarte bine, concurența asta care întotdeauna a fost binevenită. Mă bucur, vă spun foarte sincer, că din vară, de acum, să ai 22 de jucători la antrenamente, e ceva formidabil. Pentru echipă de Liga 4 aveam 2, 3, 4, 5. Da. Deci un lucru foarte bun care deci l-a cum ar veni adus, pornesc cu drept un nou campionat. Da, care l-a adus Puiu Andonis, președintele care s-a impus și care a știut ceea ce vrea și e foarte bine și îl felicit și pe această cale. Da, și domnul Puiu Andonis, președintele clubului, trebuia să fie alături vice, de noi, dar n-a ajuns încă. Bine. Poate va reuși să ajungă. Și domnul vicepreședinte care este alături de echipă și se integrează foarte bine, se înțelege foarte bine și cu Puiu și cu jucătorii. Și asta este ceva amiabil cu antrenorii. Într-adevăr, la o echipă trebuie să fie armonia atât din partea conducerii cât și din partea echipei și antrenorului. Și deși noul antrenor a fost foarte bine integrat cu această formație. Tocmai, de asta v-am spus că este un proiect care ne place și care sperăm că va avea rezultate tocmai prin prisma acestui fapt că tot ce se întâmplă este într-o armonie perfectă cu jucător, antrenor, conducere. Toată atunci lumea e ok bine. Și până la urmă ați reușit să definitivați lotul final pentru începerea, pentru startul sezonului? Da. În mare, cred, în mare este conturat, am și făcut sâmbătă la antrenamentul oficial, am făcut și poza de grup. Da, chiar avem și noi imagini de la ultimul antrenament și cu poza de grup oficială. Da, aceea este echipa, lotul oficial pentru sezonul 2015-2016, cu care noi sperăm să ajungem să ne batem cu șanse egale cu cele două echipe care sezonul trecut și-au disputat titlul de campion. Izvoarele și Malu. Izvoarele și Malu, da, într-adevăr. Bine, o scurtă perioadă până la startul al acestui campionat. În această săptămână se vor mai derula aceste meciuri amicale sau veți rămâne doar pe antrenamente oficiale? Nu, în această săptămână nu mai avem niciun meci amical. Se pregătește meciul oficial. Pregătim primul meci pe care îl vom disputa acasă în compania celor de la Spicu Izvorul. Da, chiar astăzi știm că s-au tras la sorți. Da, și cred că știți deja programul turului 2015-2016. Da. Avem și noi în imagine poza echipei. Ia ziceți, domnul Narcis, arată
O echipă de valoare. În special cei laterali. De la haltere, de unde le ai? Da. Deci putem spune că e un lot numeros. Numeros sunt și echilibrat valoric și exact cum trebuie să arate, în opinia noastră, o echipă da. care poate emite pretenții la câștigarea titlului de campion de județ și mai departe, că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, ținta este Liga a treia, până la urmă. Păi oricine... e și normal să tindeți la mai mare, nu să rămâneți doar o echipă din Liga da, a patra. Este un proiect, acum nu... E ambițios, dar trebuie multă muncă. Nu spunem că va fi din primul an, că ar fi o laudă și nu cred că e bine să pornim cu astfel de... Văd că e o echipă frumoasă, numeroasă, dar din cei vechi au mai plecat? Au fost și plecări de la echipă? Au mai fost și plecări, cei care nu s-au integrat, au considerat noul că nu... colectiv nou... sau nu s-au adaptat antrenament? Pe ansamblu sau... și cu antrenamente și cu ceilalți colegi au avut opțiune, au plecat, nu foarte mulți. Dar au plecat. Dar au mai plecat, da, a fost opțiunea lor... Vor să facă parte din lotul altor echipe. N-a avut nimeni nimic împotrivă. Dragoste cu sila nu se face. Asta așa e. Nici la o echipă și nici în viață. Da. Sigur. Duminică știu că a fost o ședință de comitet executiv la AJF. Știți, ați fost și dumneavoastră sau domnul președinte Puiu Adonis a fost prezent la acea ședință? Nu știu să vă dau detalii de la ședință. A fost ședință de comitet executiv. S-au luat, decizia, da. Tot da, dintr-un interviu dat de domnul Puiu Adonis. Conducerea AJF-ului. Da. A, în conducerea. Și nu știți ce da, s-a discutat. Numai cei care fac parte din comitetul executiv. Am înțeles. Haideți să urmărim și câteva interviuri date după acel antrenament oficial de sâmbătă și acea poză oficială a echipei Dunărea Giurgiu pentru sezonul 2015-2016. Am făcut o serie de achiziții, am completat lotul nostru de seniori care a suferit în campionatul trecut. Avem un lot de 22 de jucători complet. Achiziții noi în număr de 12 jucători din orașul Giurgiu și din comunele apropiate orașului. Avem jucători de la Vedea, de la Călugăreni, adunații Copăceni. Deci obiectivul nostru fiind locul 1, acesta a fost motivul pentru care am făcut aceste achiziții. V-au plecat jucători din vechea echipă? Da, mai mulți jucători au renunțat pentru că nu erau pregătiți să facă față pregătirii și cerințelor noastre și bineînțeles că au renunțat și noi am renunțat la serviciile lor. Știi ceva despre cum începe campionatul? Care sunt primele meciuri pe care le aveți? Am înțeles că mâine este ședință comitet executiv la Asociația Județeană de Fotbal. Luni va fi tragerea la sorți și se va efectua programul turului. Un meci amical, bunăvoie, toată lumea a jucat cât a putut, după posibilități. S-a terminat ca orice alt meci amical 4-4, să fie toată lumea mulțumită. Sper că și cei mai tineri dintre noi și-au amintit de clipele plăcute ale junioratului și totul a decurs într-o manieră foarte frumoasă. Am jucat astăzi cu Dunărea Giurgiu, un meci amical, încheiat la egalitate. Sper să ne mai întâlnim și altă dată, în fiecare an aș dori. Și mult succes Dunării în competiția care urmează. Am urmărit și câteva interviuri, acestea fiind interviurile de vineri seara de la vineri seară, da, meciul, vă rog să ne spuneți, domnul Daniel. Un eveniment pe stadionul din Port, un eveniment organizat de domnul Sandu Pantazi, la inițiativa domnului Sandu Pantazi, organizat împreună cu noi Dunărea Giurgiu. Am jucat noi, cei de la Dunărea Giurgiu actuală, cu o echipă a domnului Sandu Pantazi, o generație când a fost antrenor, da, la Republicanii 2 și apoi 1, cei care au evoluat au fost sub comanda dânsului în acea perioadă.
Am înțeles. Și a fost un meci plăcut și care, dacă putem întreba, cât a fost scorul? Scorul a fost egal. Egal, dacă să fie totul bine, să da, nu fie fără supărare. Da, tot a zis și domnul Puiu Adonis că luni a fost tragere la sorți. Da, astăzi. Așa, în mare puteți să ziceți măcar primele etape cu cine a căzut Dunărea Giurgiu? Păi, ordine, așa. Sincer să fiu... Primele etape mi-au rămas întipărite, deoarece în primele patru etape vom juca cu ambele finaliste, da, ale ediției 2014-2015, și... atât campiona de județ Malu, cât și ocupanta locului 2, Unirea Izvoarele. A, deci în primele meciuri, da, va fi foarte greu. În etapa a doua jucăm cu cei de la Malu și în etapa a patra cu cei de la Izvoarele. Ei, acum, cu lotul acesta revigorat, cum se zice, și cu puteri, poate Doamne ajută, nu mai trebuie să fiți cu inima îndoită. Nu plecăm cu inima îndoită, că nu avem de ce. Până la urmă v-am spus, presiunea pe noi nu există din acest punct de vedere. Proiectul nu a început acum și va avea finalitate anul viitor, la finele campionatului, adică dacă nu obținem titlul de campion de județ, se destramă sau altceva. Nu, acest proiect este gândit A la lung, exact. Da. Pe fiecare sezon înlocuim unde nu a mers, dar să avem un schelet de echipă care... Pe care să de ce nu și la anul, dar noi considerăm că într-un an, doi, să putem merge la Liga 3. Asta este ideea. Nu ne încălzește cu nimic faptul că am câștigat un titlu de campion de județ și mergem în baraj și luăm 9-10 goluri. Nu s-a pus în divizia aceea, să zicem, câștigăm barajul și să ne ai echipă ca să te faci doresc în... Da, asta v-am spus vis-a-vis de proiect. Adică conturăm un proiect care să confirme atât la Liga 4, cât și... E un lucru bun, pentru că nu puneți presiune asupra jucătorilor și atunci probabil și meciurile vor fi de calitate. Încearcă să... Într-adevăr, noi vom juca fiecare meci la victorie, așa cum au fost și antrenați toată vara fotbaliștii. Asta e mentalitatea, intrăm să câștigăm toate cele trei puncte. Acum știți cum este la Liga 4. Un factor important în evoluția scolului de pe teren sunt și terenurile pe care se dispută. Foarte proaste unele terenuri. Da. Am jucat, într-adevăr, am disputat foarte multe meciuri amicale cu echipe bune, dar tocmai poate asta să fie un mic handicap, să zic așa, că am jucat numai pe terenuri bune. Automat, echipele fiind de o anumită calitate, au și baze foarte bune și... Dintre toate terenurile pe care am jucat, cel mai prost a fost al nostru. Și totuși, proiectul ăsta minunat pe care l-aveți, ați adus jucătorii noi. Nu intră și acest proiect de a moderniza ceva la teren? Ba da, sigur că da, dar acesta depinde foarte mult de... Bine, aici trebuie foarte mulți bani, da, într-adevăr. Trebuie regazonat, trebuie aranjat și permisiunea să jucăm pe terenul 2, alu Astra. Da. Încercăm, facem demersuri, acum deci sunt înaintate deja demersuri pentru reamenajare. Să poată să repare pe ăsta, că altfel nu se va face niciodată bun de... N-avem cum să, exact cum spune domnul Narcis Coman, chiar dacă se vor începe lucrări la regazonare și modernizare, va trebui să avem o altă locație unde să disputăm meciurile, deoarece aceste lucrări nu se pot face după o săptămână pe alta. Normal, durează. Un sezon... Și ce credeți, că nu aveți înțelegere din partea... Ba da, se discută, nu există probleme. A, deci este proiect și acest lucru de reamenajarea terenului. Domnul președinte are în vedere acest lucru, discută și dânsul cu factorii abilitați. Sigur că da. Și încercăm să avem o colaborare. Ușor, ușor, poate toți factorii acestea și reamenajarea terenului și aducerea acestor fotbaliști noi la echipă să ducă către visul dumneavoastră de a fi primi în clasament, să fiți fruntași. Sigur să facem campionat. Echipă, că stadionul, că terenul se va face. Asta, păi, normal, știți și domnul. Nu putem să jucăm și la Slobozia, terenul se va face, noi să facem echipă. Noi
să avem o echipă cu ce se va face, se va face. Cum mulți, vedeți? Scuze-mă puțin. Mulți spectatori care vrem sta printre ei, că mă bag între ei acolo, toți doresc cu adevărat o echipă de Liga a treia, Dunărea Giurgiu. E și normal să își dorească o echipă, că de la Dunărea Giurgiu au plecat mulți fotbaliști. 200-300 de spectatori vin la Dunărea Giurgiu. Publicul giurgiuvean dintotdeauna a fost un mare... Și acolo amicale au fost și eu da, da, de fiecare dată au fost. Au venit, continuare. Și când au fost, și când am jucat pe terenul Astra 2 cu... Da, cu Dunărea Ruse. Da, cu Dunărea Ruse, sau cum le spune. Da, echipa a doua, celor de la Dunărea Ruse, Marinsan, se numesc ei, dar... Tribuna plină. Atunci un lucru foarte bun. Oricum aveți sprijinul suporterilor în ceea ce privește echipa Dunărea Giurgiu. Nu se pune problema. Haideți să vorbim puțin și de juniori. Cum vedeți noul sezon pentru juniorii de la Dunărea Giurgiu? Aici s-au făcut ceva achiziții, dar putem vorbi de achiziții la juniori sau modificări în echipă? Proiectul nu include numai echipa de seniori, despre care am discutat până acum. E preluat de la cei mai mici cu finalitate la echipa de seniori. Avem grupe de juniori de la E, D, C și așa mai departe. Toate categoriile de vârstă. Toate categoriile. De aici se va... De asta v-am spus că proiectul se întinde pe mai mulți ani deja. Cum anul ăsta avem 2-3 jucători care sunt la echipa de seniori, proveniți de la juniorii A de anul trecut. Dacă în următorul sezon aducem iar 2-3, următorul an 2-3, vă dați seama, ei dacă acum, exact, dacă ei acum 18 ani și vin și ceilalți două, ei fac 19, de la 20-21 de ani, sau o echipă din pepiniera ta, este un lucru mare pentru Liga 4 și cu speranțe de mai bine. În primul rând, vă dați seama, noi vom crește acești copii în spiritul Dunării Giurgiu, că asta e foarte important. Până acum tot ce am avut erau rupți de acest fenomen care se numește Dunărea Giurgiu. Toți au provenit de la alte echipe și nu erau ei noștri, nu erau cu sufletul. Acum încercăm să-i facem și cu sufletul, să joace cu sufletul. Da. Bine, acolo avem cât 80-90 de juniori avem. Da, vom merge cu juniori, avem juniori A care vor juca cum s-a întâmplat și până acum în deschiderea meciurilor echipei mari, plus două echipe la juniori C, cum am avut și sezonul trecut, vom păstra același număr de echipe înscrise la juniori C. Încercăm să fac demersuri și către AJF sau să încercăm să facem niște jocuri și pentru campionate, jocuri, nu știu cum să le numesc, în funcție de echipele, de numărul de echipe care vom putea să le înscriem și pentru juniorii D, adică să joace pe un teren redus. Anul trecut, știu că ați făcut o campanie, o selecție de înscriere la Clubul Dunărea Giurgiu pentru a practica fiecare micuț fotbal. Da. Anul acesta, noul sezon, va continua această selecție sau înscriere? Tot timpul. Selecție permanentă. Deci dacă acum telespectatorii se uită la noi și m-ar dori ca micuții să vină la fotbal, unde, cu cine trebuie să vorbească, unde trebuie să vină? Să știți că ați atins un subiect, vedeți, de întâmplare, n-am discutat înainte, dar este un subiect foarte, foarte bun atins. Chiar am discutat vineri seară cu cei de la elevii domnului Sandu Pantazi, care și ei la rândul lor au început să aibă copii de vârstă care vor ajunge să joace fotbal sau să practice un sport, să zicem așa. Și ei, care cât de cât sunt apropiați de fenomen, nu știau încă faptul că la Dunărea Giurgiu se pot înscrie copii și să nu plătească bani. Da, nici nu s-au interesat, scuze-mă. Nici nu s-au interesat, pentru că eu peste tot am discutat și le-am spus, duceți-vă, bă, că nu voia niciun ban. Da, într-adevăr, probabil, dar eu ce spun, tocmai că ei sunt cât de cât mai apropiați de fenomen. Dacă îmi spui Dunărea Giurgiu, ce înseamnă? Deci un părinte, dacă vine cu copilașul de mână și să-l înscrie, la cine trebuie să apeleze? Când spui Dunărea Giurgiu, spui faptul că va beneficia acel sportiv, să nu spunem mai de fotbaliști, acel sportiv de instruire gratuită
Adică nu se percep taxe de înscriere, participare la competiții, participare la competiții și, la competiții, da, și așa mai departe. Și la cine se intereseze? Primul și în primul rând avem birourile sunt în port, în incinta stadionului. Domnul Pui Adonis, care îl știu majoritatea. Și cam antrenor, la ce oră vă găsesc părinții? De la 9 până la 4 și seara inclusiv, pentru că noi rămânem și deci la antrenamentul echipei mari pe stadion Dunărea Port, da. Va fi cineva dintre dumneavoastră? Oricine se va găsi acolo să primească îndrumări și ce trebuie să facă pentru a înscrie copilul în cadrul clubului nostru. Și poate puteți să ne dați și câteva detalii ce înseamnă o înscriere la clubul Dunărea Giurgiu pentru micul fotbalist. În primul și în primul rând, cel mai important, să prezinte la stadion. Acolo va fi îndrumat către grupa din care face parte, cunoștință cu antrenorul pentru grupa respectivă, apoi se completează o serie de acte, că așa e normal, o cerere de înscriere, un acord cu părinții pentru integrarea copilului în cadrul clubului, o adeverință de la medicul de familie că este clinic sănătos și apt pentru efort, că până la urmă nimeni nu-l poate primi pe acel copil să desfășoare o activitate sportivă fără acest lucru. Sigur, că nu putem să facem niciun sport dacă nu suntem sănătoși. Și astea ar fi și dorința lui de a practica acel sport. Am înțeles. Și antrenorii, cine se vor ocupa de grupele de inițiere, să zicem? Aveți mai mulți antrenori? Da, fiecare grupă are. Și la, să zicem că vin acum un număr de 10 sportivi, 10 viitori jucători, cu cine se vor antrena? Într-adevăr, ar fi un lucru mare să vină 10 odată. Eu vă cunosc, eu chiar vreo 5 care își doresc să vină la fotbal, dar nu știu. Și au ce pe la colțuri, no, între vecini, între copii, unde, cum și ce fel. Bun, haideți atunci să răspund direct. Vreau să fac o paranteză, dar o fac după. La și sunt interesați grupe... și cine și cu cine se antrenează? Sigur, de asta da, vă întreb și de antrenori. De la grupele, haideți să o luăm de la juniorii A1, cei care participă alături de noi în campionat. Domnul profesor Sandu Constantin se va ocupa în acest an de juniorii A1. Au unul și B, că la nivelul acesta sunt combinații, adică intră e o marjă mai mare între 97 și 2000. 97, 98, 99, 2000. Așa. 2001. Grupa de 2001-2002. Domnul Sandu Alberto. Da? 2003-2004 cu Dobrescu Cosmin. Aceste două echipe vor participa în cadrul campionatului de junior C, campionatului județean de junior C. Da? Și domnul Reti Dumitru se ocupă de două grupe de vârstă, 2005-2006, 2007-2008, alături adică chiar de chiar cei mai mici. Cei mai mici care deocamdată nouă competiție și chiar de nivelul de inițiere. În clasa alfabetului. În același timp, pe același segment de juniori D și E se va ocupa din această toamnă și domnul Gică Țațără va constitui două grupe de juniori. Iar domnul Vasile Mustață îl ajută pe domnul Sandu Constantin în vederea pregătirii juniorilor A1. Deci văd că aveți un număr numeros de antrenori dedicat pentru juniorii clubului Dunărea Giurgiu. Deci, dragi telespectatori, cine își dorește să-și dea copilul la fotbal, ați primit toate detaliile, totul este gratuit, antrenori valoroși și zic, cu suflet pentru copil, așa avem. Antrenori care doar să se prezinte la stadionul Dunărea Port. Da. Antrenori și din vechea gardă, să numim așa, care au jucat și care au făcut ceva pentru fotbalul giurgiuvean și, pe de altă parte, din noua generație, cum sunt cei doi, Dobrescu și cu Alberto, care sunt dornici de afirmare și, până la acest moment, zic eu că fac o treabă bună în cadrul
acestor grupe de... Și de mâine o să mă dezbrac și eu, că sunt dornic și eu de afirmare să lucrez cu portarii. Păi chiar, de ce nu? Da. Cred că au nevoie un pic de îndrumare și experiența dumneavoastră. Da, bineînțeles. Că la nivelul acesta și la anii lor, da, sigur au nevoie de experiență. Trebuie puțin mai calmat așa nebunia care o are la ora actuală. Dar așa a fost el tot timpul, dar e un portar bun. Păi chiar ar trebui, să știți că vă ajută să rămâneți tânăr. Ia, chiar din spiritul acesta de glumă, chiar trebuie să puneți în practică ce ați zis. Da, a fost așa întotdeauna alături de noi. Păi știu că e tot timpul lângă dumneavoastră și în tribune și lângă jucători și lângă antrenori. Jucători și peste dar tot. Cred că niște sfaturi tehnice și chiar implicare câteodată către portar. Să știți un singur lucru. Păi eu nu m-am băgat niciodată pe antrenori. Singura la mine care e problema e portar. Aici unde pot să mă bag, dar la tehnică, la ceea ce face antrenorul, ce sfaturi da Andonis, că mai dă și el, că e normal că e antrenor, șanț mare la fel, nu mă bag. Ei se răspundă de tot ceea ce fac. E normal. E normal. Pentru că eu am o altă mentalitate de când jucam, care e mult mai dură a mea decât ce este acum, aici este ceva mai altă. Mai, după părerea dumneavoastră, vă spuneți așa, mult mai lejer, pare. Nu mai lejer, dar mai, cum să spun, eu n-am fost niciodată, eu am trăit cu antrenori foarte duri. La mine să spun că, păi, stați că am obosit, răspunsul era o palmă și era binevenit. Acum nu mai există. Acum, dacă ai dat o palmă, nu mai vine la antrenament, ori își cere vreo 10 milioane. Păi cere daune. Da, te reclamă și la poliție. Da, îi murdărești fața. Bine, da. nu mai... Bine, da, nu se întâmplă așa ceva. Hai să vorbim și despre Astra. Echipa, tot o echipă a orașului, nu putem să zicem, în afară de Dunărea Giurgiu. După o evoluție foarte bună în Europa League, ultimul meci cel disputat cu echipa olandeză AZ Alkmaar ne-a oprit la anul către o calificare în grupele Ligii Europei. Sunt convinsă că ați urmărit meciul, nici nu se pune problema. Și vreau să vă întreb cum ați văzut voi, din punctul dumneavoastră de vedere, acest meci. Aici o să lăs pe domnul Narcis, că am discutat puțin și în mașină. Toată presa a zis gafa lui Silviu Lung. Da. Vorbim de portar. Toți au pus în spate aceste goluri. Dar presupun că nu e nenorocire, așa o văd eu, că probabil e uman să mai primești și goluri. Dragă, ce se întâmplă aici? A fost chiar o gafă până la urmă din echipă. Păi a fost gafă. După părerea după dumneavoastră. Deci nu trebuia să primească acel gol. Nu, dacă el își vedea de treaba lui să stea să o prindă fără să încerce vreo poză sau altceva, era binevenit și ieșea mult mai mult în relief decât gafa care a făcut-o. Bine, băiatul nu a vrut să o facă, nu trebuie. Dar el a mai făcut una și la 5-1 când ne-a bătut Târgu Mureș și cea că dat el cu pasă aia să o dea la adversar când putea să întoarcă, să o arunce la jumatea terenului. Deci are niște greșeli de astea, dar un portar foarte bun. Dar credeți că a fost și presiunea mare și poate acest lucru l-a îndemnat la greșeală, să zicem. Poate ce se întâmplă? Dacă era presiunea mare, trebuie să fie la început? De el s-a acomodat cu o presiune. Că totuși au rezistat eroic 80 de minute fără niciun gol. N-ai voie să faci asemenea greșeli la o asemenea competiție. Bine, se întâmplă, că și eu am greșit. Jocul nu te iartă. Nu te iartă, și eu am greșit, dar eu am intrat accidentat când am făcut greșeala. Da, chiar mi-ați povestit în prima emisiune când ați venit la mine, m-a băgat accidentat în parte și am pățit-o și eu. Dar el a vrut să facă o mică poză și a căzut invers. Părerea mea. Și nu mi-a poate scoate nimeni din cap, pentru că știu ce e în mintea portarului, că și eu am făcut poze de alea. Care venea pe mine pe mijlocul porții și s-o arunca așa și picioarele aruncate în sus. Dădea bine la public, da, sau cum? Bine, la poză. Când aplauz. I-a fost prea sigur pe ea. Da. Și probabil că a închis ochii și mâna a pus-o invers. Da, asta, într-adevăr, i-a costat mult, cum să zice, această poză, dacă o luăm așa. Și acum să... Așa se întâmplă întotdeauna. Să vorbim și pe partea cealaltă, că nimeni nu s-a așteptat să treci de englez, să treci de... Olandez. Să... Uite că te-au trecut. Nu ne-am făcut de râs. Deci a făcut o evoluție excepțională. Deci nimeni nu știu. Da. A ieșit foarte repede. Da. Deci... Și Mudica se plângea. Și Mudica se plângea că echipă bună, că nu știu ce, că el ar fi cam scuze.
Să nu se spere pe mine dacă va auzi vreodată cuvintele astea, că le spun și în față. E, nu e, păi mai trebuie acceptate și părerile profesioniștilor. Nu, că pe profesioniste și el, dă-l încolo așa. Dar prea multe scuze, când câștigă e bine, când e meciul greu începe să spunem că am luat și... scurt, am luat da. Nu știu cum, că am prea multă vrăjeală de asta. De... Haideți da? Că avem și noi interviul lui Șumudică după meciul, după eșecul, înfrângerea cu azi al mar. Chiar doresc colegii să ne ofere materialul. Am jucat prost, fără pic de agresivitate, parcă e o dorință în plus, mult mai agresiv, publicul care i-a împins cât de cât, n-am știut să gestionăm foarte bine fazele în anumite momente. Am ajuns până la minutul 80 nemeritat cu scorul de la 0-0, fiindcă eu am avut mult mai multe situații de a marca decât noi. Bine, și noi am avut o situație clară a lui Budescu, dacă dă mai mult efect la minge, poate marcam acolo, sau la Valerica Găman, cred, sau Dandea la două cornere, dar ei mult mai multe ocazii. N-am arătat bine nici din punct de vedere fizic, deci consider că calificarea celor de la AZ este meritată. Din punct de vedere fizic, noi n-am putut să punem presiune pe minge și să fim foarte, foarte agresivi. N-am avut și o problemă cu Alibec de două zile cu o contractură. N-a putut să fie 100%, nu putea să facă sprint. A trebuit să-l înlocuiesc la un moment dat. Și am intrat Boldrin cu o fractură de os zigomatic, l-am forțat, tumefiat la față, cred că la vârșul noastră, nu poate să pună nici masca pe figură. Deci din punct de vedere al lotului suferim și e foarte greu să facem față. Puteți face ceva diferit, ceva altceva și să fi ieșit altfel totuși? Nu știu ce aș fi putut să fac, mă. Adică au fost mult peste noi din punct de vedere al agresivității, fizic, au fost peste noi. Suntem încă o dată, ducem lipsa nu numai numerică, și calitativ a câtorva de jucători, așteptăm numai la unii dintre ei, e destul de greu. Eu niciodată nu o să apar când critic jucătorii, dar mă așteptam mai mult de la unii dintre ei și astăzi chiar am arătat rău din punct de vedere ofensiv. Să înțeleg că n-ați mers la un 0-0, pur și simplu așa s-a exprimat echipa. Nu, nici nu m-a interesat să merg la un 0-0. Bine, aici nu mai ține de mine presiune mare. Apare conservarea rezultatului. Eu și-au dorit foarte mult. Erau foarte supărați acum în cabină. N-am putut să dezvoltăm foarte mult. M-am spus, am avut în față o echipă agresivă, o echipă tânără, o echipă, chiar dacă lipsită de experiență, este mult mai proaspătă decât noi. Noi știm din 3 în 3 zile. Ei de-abia au început campionatul de două etape. Noi tragem de jucătorii ăștia de o lună jumate. Tot încerc să aduc, mă chinui să-l aduc pe Bobacar, să-l pun pe lista UEFA de 3 săptămâni, mă chinui, și nu putem să-i luăm o viză, o nenorocită de viză. Ce să vă spun? Sunt niște lucruri care, credeți-mă, nu vreau să mă abțin să nu vorbesc foarte mult. Că nu are rost să căutăm scuze acum, dar sunt foarte multe probleme în momentul de față și n-aș vrea să le dezvolt, fiindcă... Dar credeți că ratarea calificării influențează problemele astea? Se vor accentua problemele în continuare? Cu sau? Cu siguranță. Sunt probleme mari. Eu nu e normal, v-am spus. Sunt antrenor, trebuie să apăr jucătorii, trebuie să... Dar credeți-mă că jucătorii astrei la ce probleme sunt eroi până în momentul de față. Cum apreciați evoluția lui Silviu Lung? Mă refer, bineînțeles, la gafa de la gol. Pentru că până atunci a apărat remarcabil. Da, senzațional. Nici n-am văzut foarte bine acolo. Cred că trebuie să boxeze. Nu știu exact. Da, el a încercat să o ridice peste bară, dar nu știu cum, de n-a reușit. Nu fac niciodată apreciere acum și nu la cal. Nu vreau să... Eu niciodată n-am venit să dau un jucătorii mei. Da. Veți reuși să gestionați lucrurile în perioada imediat următoare și cu problemele de care spuneți și cu ratarea acestui obiectiv? Foarte, foarte dificil. Nu e niciun obiectiv. Nu a fost obiectivul meu, a fost nu să mă calific în grupe. Să terminăm primele trei, să ajungem cât mai departe. Păcat că n-am reușit, că am fost foarte aproape. Da. De acord, dar această calificare cred că mai rezolva niște probleme financiare. Mari, mari, mari de tot, mari, mari.
Este o pierdere enormă pentru noi. Enormă. Am urmărit și declarația lui Șumudică după înfrângerea cu Azealmar. Un pic dezamăgit, chiar mai mult, dar ați văzut, a declarat că Azealmar abia a început campionatul, că ei au jucat doar două etape, iar noi jucăm din trei în trei zile. Credeți că și acest motiv a făcut ca echipa să piardă? În afară de gafa lui Silviu Lung, credeți că s-a resimțit această oboseală a meciurilor? Eu aș vrea să spun și altceva. Aș fi fost curios dacă ar fi avut 20 ceva de jucători. Ce ar fi făcut? Tot pe ăștia-i băga. În sensul că ăștia sunt cei, cei mai buni și atunci e normal să defilești cu cei mai buni. Acum, anul trecut n-au jucat din 3 în 3 zile? Ia să ne aducem aminte. Și au mers tot așa departe? Asta așa e, că și anul trecut... Nu din 3 în 3 zile, dar câștigi să dă niște prime? Adică e bine și din 3-3 zile, că normal. Vine și sumele financiare. Pentru că de-aia joc. Dar povesteau că sunt ceva probleme pe partea financiară, mai ales după bine, această... Pe partea economică. Pe prima dată a zis după că nu sunt probleme, că s-a făcut, nu? Parcă așa a zis. Acum sunt probleme financiare. De ce îmi spune de la început? Poate există și presiunea asta la jucători. N-aș vrea să mai vorbesc, pentru că o să spună lumea că am ceva, că n-am nimic cu el. Doamne ferește. Da, vorbește-ți vorba ta acolo, că e mai bine. Bine, eu am luat părerea în sensul că el a declarat ce a declarat și probabil eu am întrebat dacă se resimte oboseala. Jucând din 3 în 3 zile, poate și asta a adus, în afară de presiunea meciului, dorința de calificare, da, oboseala, accidentările care au fost. Da, bineînțeles, joci din 3 în 3 zile. Dar nu mai continui antrenamentele care îl faci duminică, dar duminică cum joci. Deci mai menajezi. E normal, un antrenament ușor, se face recuperare. Sunt alte antrenamente care se fac în perioada asta. Când se discută de meciul din 3 în 3 zile. Da. Cu toate... Mai puțin, să zic așa, la nivelul ăsta mare, dar... Eu am o opinie vis-a-vis de jucătorii români în special și jucătorii străini care vin la noi în Liga 1 sunt tot pe acolo, pe undeva. E normal, zic eu, să apară probleme de acest gen la echipele noastre față de cei de afară. Consider, datorită faptului că nivelul de copii și juniori din România este foarte scăzut. Un copil în care nu se investește, care nu are de la juniori ce să zic, de când începi să te duci și să urci la B, la A și apoi să faci pasul către echipe mari, să nu ai alimentație corespunzătoare, medicamentație corespunzătoare, recuperare și toate acele lucruri care se pun la baza performanței. E greu să ajungi fără aceste etape consumate și să ajungi la echipă de seniori de nivel de Liga 1, Astra, Steaua și așa mai departe, abia acolo dai de aceste lucruri și te duci și dispuți un meci cu cel care, deci tu ajungi la vârsta de 18, 19, 20 de ani și joci împotriva unuia care de la 10 ani, exemplu, poate e mult prea departe, Messi, dar să mergi să joci de la vârsta de 10 ani la un club ca Barcelona și să ai tot ceea ce trebuie pentru vârsta ta, e normal să ajungi la nivelul la care a ajuns el. Bine, el e un vârf, dar și ceilalți mulți automat sunt peste cei. Asta este opinia mea, acum nu sunt născut da, pentru așa ceva. Clar, clar, avem dar avem și noi câțiva jucători la nivelul Messi, să zicem, care au pornit de la vârste mici, face de sunt, în dar această sunt lume a prea puțini, probabil cei puțin. Care au avut acasă o situație foarte bună materială și în care părinții
Nu sau poate nu neapărat financiare foarte investit. Bună, au fost foarte buni ca jucători și au fost după selecționat la echipe și la loturile de juniori și mai departe. Da, acolo unde acolo, exact, unde se întâlnesc cu adevărată performanță. Excepții. Și unde excepții și de-astea sunt puțini. Dar vis-a-vis area de selecție foarte mică față de ce au olandezii, față de ce au englezii, probabil, față de... Probabil, eu vă înțeleg. De 10 ani de zile problema asta. Tocmai, și de asta spun că e greu să ne comparăm cu ei. Olandezul spune pe felia asta, îl înveți să joace, pe asta să ajunge și la echipa mare. Asta spun. Nu e... Sectorul la copii și juniori, din păcate, în țară este foarte scăzut, păi, și de-aia să ajunge și la echipa națională. Și la celelalte sporturi e o general. Mare problemă. Da. Când ajungem la seniori, suferim, că nu mai avem valori. Eu vă mai spun și altceva. Aici e dorința acestor patroni care vor neapărat să câștige campionatul. Da, care nu au proiecte de copii grupe și de copii și juniori. Sau dacă au grupe de copii și juniori, puțin îi interesează. Ei tot aduc de afară. Da, nu. Ei tot timpul aduc de afară neapărat că... Păi, probabil câștigul financiar e mai mare dacă e pe moment atunci victoria. Ca să aduci și să crești copilul, durează. Cum ziceți dumneavoastră, durează proiectul durează 2-3 ani. Și... Păi, de la copii mai... junior durează și 7-8 ani. Uitați-vă la asta, jucători de afară are. Da, da. Și echipele mari din afară. Am zis că întinerime echipa. Păi noi am îmbătrânit echipa asta. Hai să vedem. Cum mai Geraldo are cât? 20 de ani, nu? Ăsta era altul, cum îl cheamă? 30? Mijlocașul care... Brandan? Sau ce? A tot... Lovi. Lovi, care eu nu știu ce joacă pe terenul ăla, aleargă fără adversar, fără nimic. Deci sunt niște jucători care au venit de la 35 de ani, ce să face? Păi întinerește, mă, frate, mă. Probabil asta a fost puterea financiară la momentul respectiv. Au trecut și ei prin problemele financiare, dacă nu știi că patronul vedeți bine unde e și ce s-a să revenim, lastru, e mai greu. Lasă că a lăsat banii respectivi pentru echipă. Cu toate că a pierdut în calificarea în Europa League, știm că a revenit acasă, a jucat meciul acela cu Petrolul, ne-a și câștigat și, după cum vedem, se păstrează... Deci nu mai e nici de în trei zile. Se păstrează lider în campionatul intern. Da, e bine așa. Și putem spune, chiar dacă avem o echipă îmbătrânită, întinerită, văd că și-a revenit cu moralul și a câștigat în... Da, deci se poate juca din 3 în 3 zile să fii și victorios, nu? Deci se poate. Se poate. Ce am vrut eu să subliniez vis-a-vis de gafa lui Silviu Luncă, a fost adusă în discuție. Nea Narcis și-a dat mai obiectiv cu părerea că știe despre ce e vorba. Vedeți, dumneavoastră, asta e marea dramă, să zic între ghilimele, a portarului și a liniei de fundași. Întotdeauna greșeala unui fundaș sau unui portar se vede pe tabelă. A subliniat acest aspect și Șumudică când a spus că dacă dădea Budescu gol, dacă dădea, nu știu cine mi-a amintit, ceilalți, Boldrin, parcă să nu mai știu cine, dar toată lumea zice, a gafat Silviu Lung. Nimeni nu a spus, n-a dat Budescu gol, n-a dat celălalt gol și asta este. Păi nici Lidia de Fund, să știi că e salvat. Că mai e portarul care poate să salveze. Dar portar cine îl mai salvează? Nu mai salvează nimeni. Tocmai asta spun. Acum nu trebuie să... Păi nu trebuie nu, să nu, 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 să-i punem în cârcă tot. Nu, nu, nu dă dumneata. N-am zis că... Nu, zic toată lumea care i-a spus să nu-i punem în cârcă numai lui Silviu Lung ratarea calificării. A fost un meci care, într-adevăr, a făcut o greșeală, dar toată lumea a declarat că au fost niște meciuri excepționale și aparat excepționale. De multe ori a scos Silvică. De multe ori a adus puntele Silviu Lung. Care, deci, noi vorbim de gafa care a făcut-o, că nu trebuia să facă. Da. Dacă era puțin mai atent... A fost o alegere greșită la momentul respectiv. Putea să o dea foarte simplu, decât așa să-i facă. Pleacă-mă de aici. Da? Asta a fost să fie poate ghinionul lor, dar până la urmă văd că au trebuit. Asta e. Ne-am oprit din acest campionat de Europa League. Din păcate puteam să avem și noi o calificare în grupă. Ce să zicem? La anul, Doamne ajută! Dar ne apropiem, știm că au fost convocați și la echipa națională până la urmă, cu toate că s-a tot vorbit de Budescu și Alibec în multe interviuri și emisiuni și până la urmă au ajuns la echipa națională împreună cu Silviu Lung. Ce părere aveți de convocarea lor, acelor trei jucători de la Astra?
E o convocare meritorie, probabil, nu? Că, da, într-adevăr, la... Cum văd eu această problemă a convocării la echipa națională? Nu sunt antrenor, nu vreau să fiu înțeles greșit. Este părerea mea strict personală și nu... Eu zic așa, și precedenții, atâta timp cât în momentul respectiv jucătorul are evoluții bune și foarte bune, eu zic că trebuie convocat. Că acum un an nu știu ce s-a întâmplat sau că peste trei etape nu va mai juca. Dacă în momentul ăsta e la vârf de formă, îl iei și asta e. Probabil această tevatură cu aducerea lor la lot se datorează și tuturor celor care și-au dat cu părerea. Luați-l, nu-l luați și întotdeauna astea nu fac decât, zic eu, rău jucătorului. Că dacă selecționerul îl are în vedere să îl convoacă și fără să îi spună cineva, ia-l pe ăsta. El îl convoacă, știe ce are de făcut, domnul Iordănescu este antrenor titrat, are destulă experiență. Și eu vedeți intrând totuși în echipă? Titulari? Nu cred, dar eu zic că... Primii 18 s-ar putea să intre. Budescu joacă. Budescu. Haideți că colegii mi arată că chiar am depășit emisia. Un pronostic pentru meciul România-Ungaria? Greu. E greu, dar totuși e putem greu să spunem. Sunt român, vrem să câștigăm. Asta e. Asta e normal, pronostic să fie noștri. Ungaria-România 2. Și eu sunt de aceeași părere, atât că nu știu cât cine va da golul, dar zic măcar 1-0. Adică să fie 2, normal, trebuie să fie 1-0 ca să fie 2. Cine l-o dea să-l dea, 1-0 măcar și e mulțumitor. Ne asigură, zic eu, calificarea. Pentru... Chiar avem nevoie de o victorie. Dacă îmi permiteți, să știți că asta a fost o emisiune foarte plăcută, liberă, a știut să faceți față. Și la fotbal, nu? O altă categorie. Așa. Și mă bucur că m-a simțit minunat în emisiune și degajat. Ne-a făcut plăcere să venim. Și eu vă mulțumesc că chiar trebuie să încheiem emisiunea și vă doresc succes în startul campionatului 2015-2016 și să vă vedem pe podium. Doamne ajută! Să fie! Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Viorica Țigău și ne revedem luni la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. La revedere, o seară bună!